Bună, dragii mei, sunt Codrina Oana și am hotărât că mă văd astăzi cu voi pentru că în ultima perioadă, mai ales cu ocazia acestei luni pline, din data de 24 și a ultimelor flare-uri solare care au fost în ultima perioadă, am primit extraordinar de multe mesaje pe mail de la voi. Încă n-am reușit să le citesc chiar pe toate. Și în același timp m-am uitat către viața mea și a pacienților mei. Sigur că am intrat într-o scurtă meditație înainte de a face acest video pentru a putea puncta ceea ce trebuie să punctez, ceea ce voi aveți nevoie. Și consultându-mă cu sinele meu divin și cu Ashtar, am ajuns la concluzia că foarte mulți dintre voi sunteți extraordinar de... Haideți să spun cuvântul care efectiv îmi vine și ceea ce simt, sunteți aproape în pragul disperării, de oboseală și de faptul că foarte multe lucruri se precipită în viața voastră și pur și simplu nu mai găsiți energia necesară ca să vă rezolvați toate problemele pe care aveți nevoie să le rezolvați. Se pare că este ceva general. Aceste flare-uri solare vin și schimbă în noi tot ceea ce se poate schimba de la nivel de ADN și de la nivel de celulă. Și cu cât am lucrat mai puțin cu noi și cu cât avem mai multe traume și cu cât suntem mai prinși în acest plan material și în aceste acțiuni de a face, a face, a face, a face, fără să ne oprim, fără să ne gândim la noi, cu atât suntem mai obosiți și ne este mai rău. Dar nu numai cei care n-au lucrat cu ei, aceștia sunt o categorie de care trebuie să avem mare grijă, pentru că sunt cei care pot cădea primii. De ce? Pentru că nu își explică. Nu își explică foarte multe lucruri și pot cădea cumva de la etajul cel mai înalt, pentru că viața lor se schimbă într-un mod atât de alert încât nu știu ce să facă și nu înțeleg și nu știu cum să reacționeze. Dar eu în acest video nu mă ocup de ei, mă ocup de voi, cei care lucrați cu voi, cei care mă urmăriți și care înțelegeți foarte multe lucruri. Și acest mesaj este un mesaj, el vine și cu o energie specială de a vă calma și de a vă susține și de a vă spune că nu sunteți singuri. Aceste flare-uri solare sunt de fapt un preaviz al flash-ului solar care va veni. Nimeni nu știe, toată lumea mă întreabă, Codrina, ce spune Ashtar când vine flash-ul solar? Chiar dacă ar ști Ashtar, nu mi-ar spune, pentru că este un eveniment atât de profund și de puternic care urmează să se întâmple pe Pământ și încă forțele Întunericului mai sunt prezente, de aceea este foarte bine ca acest eveniment să ne ia prin surprindere. Tot ce pot eu să vă spun este că aceste flare-uri solare care au venit și cei care îl urmăriți pe Daniel Găucan și urmăriți ce se întâmplă în general, ați văzut că până pe data de 24 au fost unul după altul, unul după altul și au fost flare-uri din acelea foarte mari. Ele de fapt sunt un preaviz că ceva foarte puternic și foarte mare urmează să se întâmple. Asta este o veste minunată, dar problema este că noi încă nu suntem pregătiți. Din ceea ce văd eu, nu cred că va fi anul acesta. Poate în august-septembrie se va întâmpla ceva
foarte mare care să ne ajute să ne modificăm și de ce și nici nu-mi doresc asta, pentru că mă uit în colectiv și îmi dau seama că de fapt corpurile noastre fizice nu sunt pregătite. Și știți care este explicația cea mai reală și cea mai clară și cea mai adevărată a faptului că spun acest lucru, adică corpurile noastre nu sunt pregătite? Faptul că voi vă simțiți foarte rău. Faptul că voi vă simțiți foarte obosiți, că vă simțiți epuizați, că orele de somn pe care le aveți nu numai că nu vă ajung, dar chiar dacă dormiți un somn foarte profund, de multe ore noaptea, dimineața vă treziți epuizați. Și nu numai că vă treziți epuizați, dar vă treziți și cu foarte multe dureri în corp. Ăsta este semn că corpul vostru se upgradează, se schimbă lucruri în corpul vostru și voi nu sunteți încă în stare să susțineți această energie care va veni, acel flash solar care pur și simplu arde tot, este atât de puternică încât determină schimbări în conștiință și modifică corpurile noastre. Deci tot ceea ce se întâmplă, vreau să vă rog să nu cădeți în disperare și în victimizare. Este foarte important, pentru că astăzi mi-am adus aminte că undeva, deși eram trezită și deși știam foarte multe lucruri și urmăream foarte multe lucruri, pe mine m-a afectat foarte tare aceste stări de epuizare, care nu veneau singure, veneau exact cum au venit și în această lună plină de pe 24, cu stări emoționale, cu plâns, inclusiv să știți că și astăzi eu am o ușoară emotivitate și foarte ușor mi se umplu ochii de lacrimi. E suficient să văd ceva care să-mi atingă sufletul și sunt cu lacrimi în ochi. Deci pur și simplu toate aceste lucruri vin să ne schimbe modul de a fi, modul de a gândi, și să ne ajute să trăim mai bine, să fim mai sănătoși, dar până să fim mai sănătoși trebuie să avem toate aceste dureri și toate aceste stări care sunt total neplăcute. Ce vă rog eu este să vă aduceți aminte de fiecare dată că de fapt totul este spre binele vostru și că sunteți într-un proces de transformare foarte profundă și tot ceea ce trebuie să faceți este să încercați să nu disperați și să încercați să aveți mai multă grijă de voi. În ce sens? În sensul în care lăsați totul în weekend și vă odihniți. În sensul în care, în momentul în care aveți niște clipe libere, în loc să trageți de voi și să spuneți, da, n-am mâncare, n-am curățenie, n-am aia, trebuie să mă duc, trebuie să fac, vă așezați și spuneți, poate să se dărâme pământul, eu în ora asta mă uit la ceva frumos sau citesc ceva frumos sau intru în meditație sau mă duc într-un parc. Și copiii sau soțul sau soția o să mănânce ceea ce luăm de la Mega sau ceea ce comandăm. Trebuie să ne schimbăm total modul de a privi viața și de a acționa ca să putem rezista în această perioadă, până când corpul nostru va fi suficient de schimbat în așa fel încât energiile să-l stimuleze și să-l susțină. Da. Se poate întâmpla, eu am ajuns la acest nivel. Vreau să vă spun că odată cu aceste flare-uri solare și de această lună plină, n-am avut nicio secundă oboseală, dimpotrivă, am simțit că zbor, am fost plină de energie, dar
Sigur că nu toată lumea este așa, iar eu deja nu mai sunt, că mă întreabă pacienții, tu cum te simți? Sigur că am și eu zile de oboseală și sigur că am și eu încercările mele, să nu credeți, și sunt mari, sunt pe măsura spiritului meu, dar cred că am ajuns deja la nivelul la care am mai puțină oboseală decât voi, mai puțină epuizare, deși muncesc foarte, foarte mult și dorm foarte puțin. Mie mi-ajung 5 ore, 5-6 ore de somn pe noapte și atunci undeva la 4 dimineața, 5 sunt trează și fac foarte, foarte multe lucruri. Veți ajunge și voi. Ce trebuie să faceți? Trebuie să vi se schimbe corpul. Trebuie să vă rezolvați traumele. Și am să vă rog ca, începând de astăzi, după ce vedeți acest video, m-am gândit foarte serios și am avut un mesaj de la Ashtar care mi-a spus că este timpul să încep să lucrez mai mult pe grupuri. Voi face la sfârșitul lunii grupuri în care voi șterge traume. Grupuri în care voi curăța, voi echilibra, vă voi echilibra energetic și vă voi șterge traume. Contribuția voastră va fi 260 de lei, voi anunța și voi face cât de multe grupuri, deci nu lucrez mai mult cu maxim 15 oameni. Dacă veți fi mai mulți, voi face mai multe grupuri și voi începe de la sfârșitul lunii acest lucru. De aceea rugămintea mea este, începând de astăzi, începeți să vă notați. Ce înseamnă trauma? Înseamnă niște situații din viața voastră în care v-ați simțit lipsiți de putere și ați văzut că nu găsiți soluții sau n-ați văzut luminița de la capătul tunelului. N-ați găsit soluții și poate ați căzut în depresie sau poate ați luat hotărâri care n-au fost tocmai în folosul vostru. Tot ceea ce în viața voastră acum vă deranjează, vă creează frustrări, vă creează durere, vă creează neliniște, asta putem șterge ca să puteți merge mai departe, mai ușor și să puteți avea mai multă energie. Vă voi anunța cu câteva zile înainte și voi începe să fac grupuri pe Zoom și veți avea această înregistrare, veți primi cadou și această înregistrare în așa fel încât când sunteți iarăși într-o situație de criză, de neliniște, să vă puneți această înregistrare, să spuneți acum vreau să rezolv frica de sărăcie, da? Vă puneți înregistrarea, închideți ochii, iar eu lucrez și energia merge foarte bine online, fără nicio problemă. Deci în această perioadă, dragii mei, este despre toate, este despre tot și toate. Despre noi cu problemele noastre, despre noi cu neputințele noastre, despre noi cu disperările noastre, despre noi cu problemele noastre de sănătate pe care, atenție, s-ar putea unii dintre voi să aveți tot felul de surprize de genul că aceste probleme de sănătate să devină din ce în ce mai neplăcute, dar bineînțeles că vă îndrum și către doctori, da? Mergeți și la doctor, vedeți ce se întâmplă. Și mai este un aspect foarte caracteristic acestei perioade. Foarte mulți dintre voi se confruntă cu tot felul de probleme din care nu mai știu cum să iasă. De toate felurile, de probleme financiare, probleme de boală, probleme. Vreau să vă spun un lucru. Cei care sunteți care ați lucrat foarte mult cu voi și sunteți pe ultima sută de metri pentru a fi upgradați, vin acum toate, se strâng special ca să le rezolvați și special ca să vă eliberați. De aceea este acest îndemn al meu, haideți să venim să curățăm traumele, haideți să venim să ne eliberăm ca să putem să gândim mai clar și să nu mai acționăm din perspectiva fricii și a presiunii. Credeți-mă că se poate, dacă eu am putut cu metodele mele și ale Antoniei, credeți-mă că se poate.
vă aștept în luna, la sfârșitul lui martie și luna aprilie, în funcție de cât de mulți o să vă înscrieți, voi face cât mai multe grupuri și dizolvări de traumă și curățiri. Prețul nu este mare și o să vedeți că merită. Concluzia acestui video: rămâneți liniștiți, rămâneți calmi, rămâneți centrați și nu disperați. Dormiți cât puteți, încărcați-vă așa cum vă este vouă specific și cum vă place. Eu, de exemplu, uneori mă încarc în parc sau într-o pădure, dar sunt perioade în care tot ce îmi doresc este să stau în pat. Depinde de voi ceea ce vă place și faceți mai des. Și nu disperați și gândiți-vă că totul se întâmplă ca să fiți upgradați, ca corpul vostru să trăiască mai mult, să fie mai sănătos și să se simtă mai bine. Cei care aveți traume, cei care aveți boli, vă aștept să rezolvăm. Știți foarte bine că rezolv foarte multe boli. Ștergând traumele bolilor, se rezolvă foarte multe, foarte multe lucruri. Am pacienți cu depresie care au văzut îmbunătățiri de la prima ședință. Am pacienți cu anxietate care au văzut îmbunătățiri mari. Foarte multe lucruri le rezolv. Scrieți-mi mail-uri, scrieți-mi pe Messenger ce probleme de sănătate aveți și eu vă spun exact dacă le putem rezolva sau nu. Și acum, la sfârșitul videoului, sper că v-am dat destulă putere ca să mergeți înainte, pentru că urmează o perioadă din ce în ce mai agitată și este foarte important să învățați să vă iubiți și să contați pentru voi înșivă. Iar acum, la sfârșit de video, vreau să fac un anunț minunat. Sunt foarte, foarte bucuroasă. Antonia vine în live pe 7 martie. Cred că va fi undeva 7-8 seara. Vom intra live pe Ashtar Lessons. Cred că și pe Divine Empowerment, da? Pe YouTube-ul ei. Și în acest live ea vă va muta ușor chakrele. Ce înseamnă asta? Deci este un cadou pe care ea îl face omenirii, este parte din misiunea ei și pentru mine este o onoare, pentru că sunt a doua persoană a cărei invitație a acceptat-o. Prima a fost Ismael Perez și a făcut un show cu el în care a lucrat pe chakrele celor care au fost prezenți. Și acum a acceptat invitația pe Ashtar Lessons și sunt foarte fericită și vreau să vă explic câteva lucruri. Eu am atâta energie pentru că nu mai am chakrele aliniate. Chakrele mele sunt aruncate în tot sistemul de către ea. Sigur că eu fiind eleva ei, asta s-a făcut brusc, dar să știți că nu mi-a fost ușor, nu mi-a fost bine. Și de atunci energia mea s-a îmbunătățit, corpul meu, anumite boli, probleme de sănătate pe care le-am avut au dispărut. Ba mai mult decât atât, faptul că chakrele noastre sunt pe aliniate și ele comunică unele cu celelalte prin niște canale. Aceste canale nu fac decât să rețină bacteriile și fungii. Și ce va face Antonia, vă va scoate foarte ușor. Nu se va întâmpla ca la mine. Pur și simplu vă va mișca foarte puțin chakrele, iar chakrele voastre și va desfința aceste canale care nu fac decât să crească cantitatea de fungi și bacterii. Deci cei care aveți imunitate mai scăzută, care aveți alergii, vă puteți bucura și mai mult de acest avantaj. Chakrele nu vor fi scoase brusc, pentru că ea o să vă explice mai multe, nu este ok pentru voi și pentru sistemul vostru,
Dar odată mișcate, ele vor ieși din cochiliile lor în jur de 4-5 luni, în așa fel încât să puteți deveni și voi multidimensionali. Chakrele vor fi aruncate în sistem și în momentul în care corpul vostru are nevoie, ele vor lucra ca una singură și se vor ajuta. Ele funcționează ca niște mini creiere în care se ajută una pe cealaltă și se întâmplă absolut lucruri miraculoase. Unii dintre voi care sunteți evoluați, foarte evoluați, e foarte posibil într-o lună să aveți chakrele aruncate în tot sistemul, alții mai târziu, dar fiecare în ritmul lui, în așa fel încât să nu aveți niciun fel de efecte secundare, așa cum am avut noi elevii ei, care, în tot cazul, tot ce pot să vă spun a fost provocator. Deci, în 20 de minute ne-a scos chakrele din cochiliile lor și a dizolvat toate aceste canale. N-a fost ușor. Și după aceea veți primi și puteri unii dintre voi, cei care sunteți în mințe stelare, se vor întâmpla, credeți-mă minuni, dar tot ce pot să vă spun este că corpul vostru va suporta energetic aceste modificări puțin mai ușor, va fi puțin mai bine. Am marea rugăminte să veniți să mă susțineți, am marea rugăminte să intrați live cât mai mulți. Nu știu ce surpriză mai are Antonia pentru voi, ea este foarte ocupată și vorbim destul de puțin, adică vorbim des, dar cu mesaje foarte scurte. În speranța că veți veni în număr mare și veți dori să vă schimbați corpul și să aveți parte de un corp exact ca o ființă multidimensională. Eu pot să vă spun doar că vă aștept cu drag. Voi mai face un anunț când voi ști sigur ora, 7 sau 8 seara. Deci în ziua de 7 martie vă aștept cu drag și am să vă rog să așteptați cu răbdare, pentru că este foarte posibil, la Ismail s-a întâmplat, să avem tot felul de atacuri de la partea întunecată, să nu putem intra, deci probleme tehnice, da? Dacă noi nu apărem, eu o să am grijă să vă anunț din timp, da? Ca să nu stați acasă și să nu stați să o așteptați pe Antonia. Știu că foarte mulți dintre voi o vor pe Antonia și ea va veni. Și ea va veni cu siguranță. Deci chiar dacă vedeți că întârziem 10 minute, nu știu, un sfert de oră, nu reușim să ne conectăm, mă rog, se pot întâmpla foarte multe lucruri, vă rog așteptați cu răbdare pentru că vom intra live pe 7 martie. În speranța că v-am ajutat puțin și v-am dat puțină speranță pentru această perioadă care este provocatoare, dar să știți că va fi din ce în ce mai provocator și de aceea noi trebuie să ne schimbăm stilul de a gândi, de a privi viața, de a mânca, de a ne menaja pe noi. În speranța că v-am dat puțină lumină și v-am echilibrat puțin, sigur că aștept comentariile voastre, știți că eu singură răspund la toate comentariile voastre și nu uitați, vă aștept cu mare drag la întâlnirea cu Antonia. Rămâneți cu bine și să aveți o zi frumoasă!